Ultă Business On Air, program realizat de Daniel Paper. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. Bună ziua doamnelor, bună ziua domnilor, suntem la București, suntem în început de primăvară, vreau să spunem că această primăvară se transferă în studioul Business On Air la RFI pentru că revin la microfonul Business On Air, Gabriela Sabo, bine ai revenit! Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc sincer de invitație. Sunt extrem de onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră. Cărora mulțumesc. le dorim împreună o primăvară frumoasă, mai ales doamnelor, este prima emisiune. Eu le doresc duc... un da. an extraordinar de frumos, deci, nu numai astăzi, sau să, o primăvară frumoasă. Să fie, practic, iată, cu o primăvară se poate face un an frumos. Dacă spunem așa, Florin Godan, ai revenit în studio, îți mulțumesc pentru că ai acceptat mulțumesc invitația. Mulțumesc pentru invitație, cred că acum trei ani de zile, în urmă cu trei ani de zile, am fost ultima dată și mă bucur foarte mult mult că sunt din nou aici. Florin, ne leagă o prietenie foarte frumoasă. CEO-ul la Deco România este Florin Godean și o face foarte bine. Nu suntem aici să lăudăm, suntem aici să vă să vorbim cu voi. Gabriela Sabo s-a alăturat echipei Deco România și asta mie mi se pare o chestie extraordinară și m-am bucurat atât de mult că putem să, iată, se mai deschide un culoar energetic. CSR și Public Affairs, Gabriela Sabo uh, a deținut portofoliul sportului în, uh, în guvernul anterior, dar Gabriela Sabo este în primul rând pentru milioane de români, uh, cea care a făcut să ne bate inima în piept cu puterea aia nebună atunci când nu de stat se intona și când steagul României era acolo, pe, pe cel mai înalt nivel. Despre înalta performanță, despre ceea ce înseamnă astăzi, Adeco, uh, o să vorbim uh, cu Gabriela și cu Florin. Mergem către un, acest prim proiect care te-a făcut să, să vii cumva în uh, ADECO România, uh, trebuie spus, Florin, că uh, Gabriela co a colaborat pe mai multe paliere, da? Da, da noi colaborăm de peste 5 <coughs> ani de zile, avem un proiect la nivel global care, de fapt, este... Un program de reconversie profesională a atletilor, adică avem foarte mulți sportivi foarte performanți care ajung la o anumită vârstă în care își dau seama că de fapt s-au desprins de piața muncii, iar Adeco face acest lian și am făcut-o foarte bine împreună cu Gabi până anul acesta când am decis că colaborarea noastră poate să fie sub o altă formă și iată că în momentul de față lucrăm împreună și lucrăm foarte bine. Deci. Gabriela? Da, de puțin timp, da. Și sunt extrem, eu, sincer, sunt extrem de onorată să fac parte din, din ADECO astăzi. Da, ați enumerat foarte frumos din 2004, de când m-am retras din activitatea sportivă, s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în viața mea. Și oriunde am fost, fie la Federația Română de Atletism, fie la Ministerul Tineretului și Sportului, am încercat să fac lucrurile cu, cu la fel de multă pasiune și, și responsabilitate. Așa că da, astăzi coordonez partul proiecte de CSR la, la Deco România, iar unul dintre ele este cel de reconversie profesională pentru foștii sportivi de performanță, un proiect pe care eu îl iubesc și așa cum spunea și Florin, uh, colaborarea asta a început de mult, uh, acum 5-6 ani de zile, când am dat seama că acest proiect trebuie foarte mult comunicat, conștientizat de sportivii noștri, pentru că avem foarte mulți sportivi care le este teamă să se retragă din activitatea sportivă, neștiind ce să facă mâine. Așa că rolul nostru imediat este să-l comunicăm, să facem cât mai multe întâlniri, fie la nivel de federații, cluburi, să vorbim despre el și să le spunem sportivilor că și educația și sportul de mare performanță trebuie ridicate la cel la, la Uh, același nivel ca momentul când vine momentul să te retragi din activitatea sportivă, să nu ai teama că nu te vei reintegra pentru că oamenii de pe stradă sunt foarte drăguți, îți apreciază rezultatele, te urmăresc la televizor dar în momentul când vii în lumea reală, așa cum îmi place mie să spun se pune acea etichetă frumoasă ok, cu rezultate excepționale dar nu ai experiență. Ia uite că suntem noi aici care încercăm să-i să conștientizăm așa cum spuneam să facă și internship, să intre și în programele de internship pe care noi le coordonăm, fie la nivel de București, fie la nivel de de, de țară, acolo unde avem branchurile în în România. Și multe alte proiecte pe care, pe care încercăm să le implementăm cât de curând posibil. Acum lucrăm la ele. Gabriela, e foarte important să reluăm argumentele. În emisiunea precedentă, când ne-ai făcut onoarea să vii la Business On Air, vorbeam un pic despre ce poate să facă de fapt un mare sport, un sportiv de înaltă performanță. Primul drum ar fi către antrenorat, într-o măsură, însă și acolo lucrurile nu pot să fie. Nu toată lumea Dar poate să antrenor. Poate nu toți își doresc să fie antrenor poate sau profesori. Exact. Și sau ajungi antrenor sau profesor într-o anumită conjunctură, dar îți dai seama că nu te regăsești în meseria respectivă. Iar eu sunt un caz, eu sunt un exemplu. Am terminat educație fizică, am masterul și doctoratul la nivel de Academie de Educație Fizică, dar nu m-am regăsit niciodată în un antrenorat. Pentru că, la fel ca și sportul, antrenoratul este o artă și în oricine are calitatea. Exact ca și într-un business. A conduce o companie sau un departament este o artă, nu este pentru toată lumea. Și atunci trebuie să vedem bine zis, ce, ce, ce calități au. Ok, am fost spărțită o mare performanță, cu anumită disciplină și talent, de a face lucrurile. Într-o direcție și tenacitatea bună, de a a tenacitatea. obiectivele. Dar asta nu înseamnă că pot să fiu un președinte bun de federație, <coughs> sau un președinte de club foarte bun, sau un antrenor foarte bun. Și atunci, ajutorul nostru celor de la DECO va fi în această direcție, să-i ajutăm să-și descopere alte calități pe care ei deja le au. Florin, practic, parte din, să spunem, meniul ADECO a fost întotdeauna descoperirea și optimizarea acelor talente, da? Iată, talente, e un termen de hasher. L-am da, 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 auzit da, la da, tine, la. Da. am și În ultimul da, timp, tot da. mai des vorbim de talente de, de, și identificarea de, lor. De talente. Ce se întâmplă astăzi? Cum arată o radiografie la zi a companiei România? Iată, din această nouă direcție, unică, la, la nivelul unice unei alte companii de, de professional hasher din România, eu n-am auzit și nu știu să fie, Gabi e una singură, deci nu poate să fie, nu sunt mai multe, Gabriela Sabo. Cum arată astăzi a Deco România? Îți spun așa, pe scurt, cam... Care sunt cifrele care, de fapt, descriu compania? Vorbim despre o cifră de afaceri de 69 de milioane de euro la nivelul anului 2015, vorbim despre peste 8000 de angajați care sunt puși la dispoziția a peste 450 de companii partenere, 200 de angajați interni, ADECO și 15 orașe în care ADECO funcționează. Asta înseamnă Adeco, mă rog, noi facem parte dintr-un uh, grup, din grup la nivel global, global, unde suntem în peste 60 de țări, dar în România suntem lideri de piață, iar cifrele sunt uh, acelea pe care. le-am destul le -am de naționat. evidente, tot Timișoara e fruncea, nu? Deci de la Timișoara, <laughs> branch-ul ăla a fost ridicat. Da, da? atenție, Timișoara e un branch, sau pot să spun că, din perspectiva pieței forței de muncă, Timișoara e o piață foarte matură. Dar Bucureștiul este întotdeauna din fericire sau din nefericire depinde din ce zona țării ești no, păi asta e, dar da. Bucureștiul este cel mai, ca dimensiune și ca și profitabilitate, cel mai reprezentativ cel mai reprezentativ da. RFI se va recepționa în direct și la Timișoara și la Sibiu în, în scurt timp, bine că nu te aud deci în momentul ăsta <laughs> prietenii noștri de, de acolo glumim, ne întoarcem Florin, practic iată-ne într-o piață și te-aș invita să vorbim un pic așa, facem un zoom out în economia românească, cum? arată 2016, din perspectiva business vostru, e foarte important da, de văzut, pentru că da. sunteți în fibra internă, intimă, a economiei naționale, resursa umană de înaltă ținută. Dane, 2016 e un an foarte optimist. 2016 atât de optimist încât începe să semne cu 2008. Hey, yeah. <laughs> Ceea ce îmi produce anumite um, așteptări și în calitate de, că vorbeam de management, în calitate de manager, trebuie să fim pregătiți pentru orice ce dar este un an în care continuă investițiile, este un an în care companiile care deja există pe piață se dezvoltă angajările sunt într-un volum extrem de mare, din păcate disponibilitatea resurselor umane și mai ales a talentelor încep să uh, fie din ce în ce mai scăzută, această disponibilitate. Adică oamenii buni sunt deja oamenii undeva? Oamenii buni sunt deja undeva sau oamenii buni sunt deja plecați, din păcate avem o, un număr foarte mare de concetățeni care locuiesc în alte țări, vorbim și de persoane simple, vorbim și de persoane care au anumite competențe sau cunoștințe sau un anumit nivel de educație, dar ne descurcăm până acum foarte bine, chiar am făcut un studiu, îl urmărim de fapt săptămânal și reușim să angajăm 85% din cereri, dar 85% din aproximativ 400-500 de solicitări săptămânale. Deci okay. angajăm un număr foarte mare de persoane la nivel săptămânal în toate aceste 15 orașe pe care le menționam mai devreme. Ce e foarte interesant de spus, că făceai precizarea, deci sunt aproape 8.000 de angajați, da? da. A, pentru mari nume, poate uh, reluăm un pic uh, pentru publicul nostru, uh, ascultător și radioascultător și telespectator uh, de după amiază, punem emisiunea pe site. Uh, care e ecuația de business? Pentru că mi s-a părut o foarte interesantă că branduri mari, lume mari din lume, și este un modus operandi la un nivel global, da. preferă angajarea de către ADECO a unui număr de oameni la nivel de payroll. La... Da, de să practic, lucrurile sunt destul de simple, mai ales după ce anul trecut o directivă europeană privind munca temporară a fost mult mai bine implementată și clarificată la nivel național. ADECO ce face? ADECO identifică candidații de care uh, anumiți uh, clienți parteneri au nevoie, îi angajează, îi pune la dispoziția uh, partenerului respectiv și, practic, le plătește toate drepturile salariale, tot ce decurge din contractul de muncă. Atenție, nu este un contract individual de muncă, se numește contract de muncă temporară, dar beneficiile sunt aceleași cu ale angajatului. Uh, care lucrează pe perioade nedeterminate sau determinate în cadrul companiei în care și... Angajatul temporar își desfășoară activitatea. Deci, iată un model de business care duce la cifra aia frumoasă, pomenită de, de mai devreme. E, um, e ceea ce numim, iată, performanța. Gabriela Sabo, mă întorc la tine. Um, care sunt indicatorii tăi personali de performanță? Merg cumva către om, <laughs> știi? Deci, tu care ai fost întotdeauna, ai fixat -o obiective și pe care le-ai atins. Asta e ideea. Deci, da, este ai foarte Ai luptat cu tine Știți, și... eu, Este o paralelă foarte frumoasă între sport și ce se întâmplă astăzi în business. Nu poți să faci absolut nimic fără un plan foarte bine stabilit dinainte și se urmărești tapizat fiecare pas pe care îl faci. Așa că așa cum spuneam, este un început pentru mine aici la Deco, clar că iau lucrurile ca la nivel de începător, pentru că este un alt domeniu de activitate, dar nu foarte nu foarte diferit. Nu foarte diferit nu în foarte esența diferit lui. În e, esența da, lui da. Da. Pentru că totul se conduce un minister al tineretului și sportului n-a fost de aici de acolo, cu rezultate foarte bune. Așa cum spun alții, nu spun eu. Uh, și chiar mă bucur pentru aprecierile pe care le-am primit uh, imediat după ce am plecat din funcția de Ministru al Tineretului și Sportului, și uh, referințe care au venit din mediul privat, nu de, de la noi. Așa că, da, așteptările mele personale sunt uh, extrem de ridicate, pentru că, da, vreau să performăm, vreau să, să facem lucrurile în așa fel încât acest domeniu de resursă umană să, să beneficieze. Fie și pe evident, partea de legislație, dar fie pe partea de CSR, de proiecte care, până la urmă, credem în ele și lumea trebuie să cunoască și să, și să se identifice cu proiectele pe care le facem. De asemenea, este un proiect foarte frumos care a început, dacă-mi dați voie să vorbesc despre un proiect pe care îl iubesc și cu cât da. îl descoper cu atât de mult îmi place să lucrez la el. E CEO Formanț e un, un proiect care a început acum pe 1 martie și care se desfășoară la nivel global în cele 60 de țări. Um, și cel care va câștiga la nivel național va intra într-un proiect internațional și poate să devină CEO pentru o lună de zile um, național, o să stea o lună de zile uh, lângă, lângă Florin și va avea același salariu, este foarte important, I știți? Stav. Că pe tineri interesează de multe ori. Da, intru în această campanie, intru în această, în această competiție. Da, care sunt și beneficiile până la urmă? Ei, un beneficiu este că stai alături de liderul de piață, stai alături de uh, CEO-ul companiei, faci uh, identic sau ai identic programul lui, iar la final ești și remunerat. E aici, proximitatea cu CEO are și beneficii. Însă... Iar la, la, mă, mă rog, după care va intra, așa cum spuneam, în proiectul internațional alături de alți tineri care își doresc la fel să performeze și își doresc să ajungă într-o asemenea poziție, iar cel care câștigă va... Va fi, va fi tot așa remunerat cu salariul CEO-ului grupului, grupului, grupului da, 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 da. care nu este de aici de acolo și am văzut filmulețul <laughs> și, da. ca, și mă rog am văzut filmulețul proiectului este, 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 genial. Așa că noi deja l-am promovat online. Tinerii care ne ascultă în acest moment poate să intre pe ADECO România pe sau pe Facebook-ul exact. nostru ADECO România uh, și acolo au toți pașii de urmat. Așa că noi așteptăm să fie un număr cât mai mare. Practic e o limită de vârstă că unii nu mai sunt așa uh, de tineri. Chiar, astăzi, mie place. chiar, chiar, în această dimineață am fost într-un col cu colegii mei din străinătate. Da, este 18-30 de ani, dar noi nu avem. Adică uh, e bine să nu comunicăm vârsta, E important este ca da. tinerii să, să intre acolo, după care sunt criteriile de selecție, vor fi invitați aproape toți la sediul ADECO unde vor, vor face cunoștință cu consiliarii noștri și vor intra într-un proiect. Într -un o parte proiect, de da. filtrare, un, un filtru. Da, și... categoric că va da. fi un filtru, după care invitați la interviuri și vor, vor urma pașii. Exact acești exact. pași. Da, da, da. Da. Ce, ce mi se pare foarte interesant e că e o inițiativă singulară. Eu n-am mai auzit de așa ceva. După știința mea nu știu să se mai facă așa ceva. Deci iată, un alt diferențiator foarte Iar uh, câștigătorul nostru a fost uh, o domnișoară Anul trecut. Anul, trecut, anul trecut, da. da. Anul trecut a fost o domnișoară extrem, extrem de, de simpatică și extrem de deschisă. Eu fiind ministru la momentul respectiv, chiar am, am primit-o uh, mm. la minister, mi-a plăcut foarte tare de ea și mi-aș dori ca câștigătorul din acest an să se ridice la, 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 la același în ei, e, da. Și interesant și ce fac acești tineri ulterior. Probabil că da, da, e, e da, o resursă da, pe care da, am. de că o folosește. Pe lângă colaborarea pe care încă o are cu ADEC în anumite acțiuni pe care le, le facem împreună, fără doar și poate are o mulțime de oferte de la diverse companii și, practic, poate să se ducă încotro, consideră că îi se potrivește. Exact. Dar ce e mai important e faptul că acea persoană va descoperi întreaga industrie a resurselor umane va putea să vadă diverse companii anul trecut cu Alexandra m-am întâlnit cu uh, Gabriela în calitate de ministru, m-am întâlnit cu ministrul fondurilor Europene, da, da, m-am întâlnit cu ministrul educație m-am întâlnit cu parteneri de business deosebit de important și ce era foarte frumos în întâlnirile pe care le aveam Chiar dacă era o întâlnire cu niște uh, obiective destul de înalte, sau niște nu te așteptai să fim foarte deschiși și zâmbitori, totuși prezența ei a făcut ca toate discuțiile să fie mult mai relaxante și uh, deciziile să fie luate cu mai multă ușurință decât înainte. Ne-a ajutat foarte mult și dinamismul și optimismul și tinerețea până la urmă care Foarte interesant, îmi ridici o minge la fileu, Florin, e martie. Antreprenoriatul feminin, dragilor, Gabriela, Florin, să, să aibă ceva în plus, să aibă o, ui, iată, tenacitate, hotărâre, determinare, dar poate chiar prospețimea asta de care avem nevoie, Florin Godan, poate cei mai mulți din zona poate profund masculină. Gabriela, da. ai fost parte dintr-un guvern unde, iarăși, erai deci exact o apariție atât de, de singulară. Chiar mă, rog, mă duc acum cu câțiva ani în urmă când, având proiectul de reconversie profesională împreună cu ADECOV, țineam cursuri în cantonament sportivilor. Ce înseamnă antreprenoria, cum poți să-ți folosești brandul personal... Cum poți să-ți deschizi o Bazele, afacere și esența... așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte tare că sportivii noștri au fost extrem, extrem de deschiși și chiar după aceea uh, au urmat pașii pe care noi, mă rog, am încercat să, să le arătăm. Um, dar ce mi-a plăcut foarte tare că un, un coleg de-al nostru a vorbit despre partea asta de antreprenoriat, care știu că nu există încă o definiție a antreprenoriatului, la nivel la... fie național, exact. fie internațional, nu există nici în DEX și nici în. Uh, Nimeni n-a putut să-l definească, dar cred că noi putem să-l definim astăzi. Dacă nu ai hazardul, dacă nu ai dorința de a performa și de a inova, degeaba intri în antreprenoriat, Știți? Adică trebuie să, să crești foarte tare în. În businessul tău și să te hazardes, că E un hazard, în la așa? Florin, ești CEO, eu, iată, cu ștate vechi, de atât de, de atâta mare de timp. În același timp, ești și un antreprenor. Ești a ceea da, ce a în da. literatura de specialitate se numește chiar intraprenor. Da, 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 Adică, antreprenoriatul e una dintre valorile companiei Adeco. Prin urmare, și modul în care ne selectăm colegii e clar că urmărim spiritul acesta antreprenorial. Acum, înainte de a ajunge la antreprenoriat, ai menționat la un moment antreprenoriatul feminin. Exact, și forța feminității, da, da, da. Dar să știi că în România, și sunt foarte multe studii care dovedesc lucrul acesta, nu există o diferențiere foarte mare pe sexe, mai ales la angajare, la modul în care sunt plătiți, nu există o diferențiere. Și suntem una dintre țările din Europa în care diferențele sunt extrem de mici, undeva în jur de 6-7%, iar acestea pot fi din niște margi de eroare care pot să apară din orice motiv. Exact, nu devin relevante. Nu devin relevante. Deci știu că e România, înainte de România, parcă e Luxemburg și pe urmă sunt împreună cu țările nordice, dar pe urmă sunt într-adevăr cerere poate la tine, da, la da, urmă da. unde există o diferență mai mare. Dar în România există o egalitate de șanse pentru toată lumea, așa să mă bucur enorm de mult. Și, da. asta, asta absolut și aici e. pot să confirm și eu, și, uh, pentru că, da, femeia, este, femeia poate. Uh, și, așa cum spunea și Florin, uh, dacă ne uităm puțin uh, în jurul nostru, vedem că marile companii, sau fie uh, din business, dar fie și din domeniul sportiv, sunt conduse și de femei cu aceleași rezultate remarcabile. Focusarea. Eu aici insist, pentru că e tema mea și în pregătirea mea de auto-cunoaștere, poate dezvoltare personală, dar și în ce văd, uh, capacitatea de a te duce din punct de vedere biomecanic, la nivel de corp mai mult decât crezi că poți să o faci, eu, eu am văzut-o mai mult pe farfuria doamnelor noastre, să spunem, a femeilor. Și aici uh, mult mai puțin, adică din anumit punct de vedere, uh, bărbații sunt tentați să, să intre într-o zonă de conflict sau confort, că tot cu <laughs> e și la un moment dat uh, performanța adevărată vine din, din clash-ul ăsta fericit, din momentul în care te-ai așezat pe culoar Gabriela Sabu vine... și știi ce ai de făcut. Acum din experiența mea, performanța vine din uh, dragostea pentru lucru pe care îl Um, și ascultam săptămâna trecută pe cineva spunând, trăim ca să muncim, să muncim, muncim ca, ca să, să trăim, trăim? E, Cum e. Acum, în opțiunea ta. <laughs> Mai Mie îmi place gram, să muncesc. Îți place să muncești. E, da. e, e meseria e, e brățară de aur. Să știți și... că eu orice da. lucru fac, sau când încerc să fac un lucru, sau intru într-un uh, într proiect, proiect, încerc să-l fac la fel, cu foarte mult suflet. Altfel nu iese lucrurile. Și toți cei care au reușit, fie în antreprenoria, dar fie și în business, au pus foarte multă energie și pasiune în munca respectivă. Ce e foarte interesant e că e, cum spunea una din valorile ADECO, o, o companie foarte vie, foarte tânără, foarte vioaie, în, în, același timp un conglomerat. Aici a fost întotdeauna mie, mi s-a părut uimitor paradoxul ăsta că de regulă marile multinaționale au un fel extrem de asemenea, dacă uite, mă gândesc la o comparație cu un vapor, nu știu de unde vine, dar <laughs> vine comparația cu un vapor foarte greoi caravelele spaniole au pierdut bătălia cu foarte agilele fregate britanice în, în războiul Atlanticului tocmai pentru că erau foarte greoaie. Adeco reușește să fie în aceeași măsură foarte flexibil și, în aceeași măsură să se bucure de toată, tot ce înseamnă greutatea unei corporații. Da. Florin, de aici înainte, ce urmează pentru Adeco? Adică, care ar fi foaia de parcurs, să spunem așa? E foarte interesant, pentru că după 11 ani de activitate în Adeco, în fiecare an îmi dau seama că reinventăm ceva, ne dezvoltăm și încă avem de învățat foarte multe lucruri. Adeco se schimbă, se schimbă și piața. Piața forței de muncă se modifică substanțial datorită celor jucătorilor, în primul rând, datorită uh, situației economice, datorită uh, comportamentului consumatorului, atât a uh, serviciilor de muncă temporară, cât și a consumatorilor uh, finali, beneficiarilor finale al produselor pe care clienții noștri le produc. Se schimbă piața, prin urmare, ne schimbăm și noi. Adeco se transformă încet, încet într-o companie de outsourcing. Adică nu doar livrăm, pur și simplu, servicii de muncă temporară. Adică nu doar găsim acele persoane și le Candidat punem la dispoziția. Și... Exact partenerilor noștri, dar am reușit în momentul de față cu succes să-i și coordonăm, practic să creăm acele servicii de care partenerul nostru, clientul nostru are nevoie în activitatea de zi cu zi și aici vorbim de servicii de telecomunicații de exemplu sau servicii de field marketing sau servicii de logistică și lista poate continua, avem, facem pași mici, dar ne îndreptăm către un alt model de business. Earth... Care, care, iată, eu, eu, se vorbea la formul economic de la Davos, de a patra revoluție tehnologică, Da. da poate că da. suntem într-o formă da, Florină, ne transformăm. De, de o transformare care se întâmplă, iată, și în momentul în care dialogăm aici la RFI, la Business On Air, uh, din păcate, iată, ne apropiem <víde -o> cu pași repede de finalul emisiunii, revoluția acestei emisiuni, din păcate, trebuie să se încheie, nu înainte de a o întreba pe Gabriela Savo, profităm de, de ocazie, um, cum arată, sau ce vezi din perspectiva acestor sportivi de înaltă performanță după aceste orizonturi? Iată, vine 2016, uh, în Brazilia, nu mă duc acolo, nu mergem încă acolo, poate o să mergem măcar cu privirea, dar există o, o bază foarte mare de tineri și tinere sportive acum. Eu o detectez spre ei, probabil că te îndrepți cu precădere. Cu, în a... Da, da. da. Uh... Este un an extrem da, de da, important da. pentru sportul mondial și nu numai pentru sportul românesc. Șocurile olimpice, cea mai importantă competiție de pe planetă care va avea loc în curând, peste câteva luni la Rio. Așa că dați-mi voie în primul rând să le urez mult succes sportivilor la lumea noștri, pentru că au nevoie de sănătate, să se poată antrena, în performanță trebuie să fii și norocos, să ai sănătatea și disponibilitatea fizică să te poți antrena. Eu ca și ministru, un an și o lună de zile când am stat, m-am focusat foarte tare, sau unul dintre proiectele mele a fost și promovarea sportului de masă, în paralel cu sportul de mare performanță, că dacă nu punem bazele sportului de, de masă, în viitor nu o să mai avem sport de mare performanță sau vom avea așa cum se întâmplă astăzi, extrem exact, de nișat, nișat și pe sporturile care, sau exact. sportivii pe sporturile unde vor, vor răsări. Uh, sportul așa. universitar, știu că ai, ai fost în avut o, 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 o că, zonă de contact că Sportul foarte... nu poate să trăiască fără sportul școlar și universitar. Uh, ei, aici avem o mică problemă. S-a întâmplat ceva în anii trecuți. Uh, este o fisură între ce se întâmplă astăzi vis-a-vis -vis de sport și sportul școlar. Și noi acolo trebuie să lipim sau să găsim lipiciul care să, să, să ne ducă în direcția corectă. Dar, poate la o altă emisiune, la. mă uh, Gabriela Sabo, CSR Public Affairs, a Deco România, un, un traiect, uh, numai mai are, e cea mai recentă dintre, uh, cum să spun, setările de performanță ale tale, Gabriela Sabo și îți dorim succes și în această uh, ipostază, așa cum ai avut în toate celelalte. Vom avea! Uh, yeah, <laughs> Credem <făcut? laughs> foarte tare că vom avea. E, și șta, la ștafetă, <laughs> dacă îmi permiți, iată, e Florin Godan, CEO ADECO România. Florin, o bucurie să te avem și să avem uh, subiectul vostru în emisiunea Business on Air. Vă mai așteptăm o, cu noi clar. date și cu și cu o nouă decriptare a, a, a realității din hr profesional. Dragilor, rămâneți pe RFI, urmează jurnalul orei 14. Ascultă Business on Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions.